Secundă informație de ultimă oră, poziția NATO cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Așa cum știți și ne-a zis și președintele Klaus Iohannis de această dată, România a informat aliații NATO în legătură cu incidentul cu dronă de lângă granița ucraineană în cadrul întâlnirii de astăzi a Consiliului Nord-Atlantic. Atenție la propoziția care urmează. Aliații și-au exprimat puternica solidaritate cu România. Așadar, aliații și-au exprimat puternica solidaritate cu România. E o reacție firească de prim moment, în urma informării. Detaliile vor veni pe parcurs. Ce înțelege militarul, generalul Crăciun din acest mesaj? Că NATO nu vrea război. Nu o să vedeți armele scoase din teacă. Ha, rușii, hai să le luăm gâtul că gata. Nu! NATO este o instituție calmă care privește cu foarte multă atenție la tot ce se întâmplă și nu se duce pe reacție după fentă.